N-aș fi vrută să predic în seara aceasta, pentru că, să vă spun adevărul, nu-mi place să vin des la amvon să predic. Atunci când vorbești mult, când predici des, greșești mult și greșești des. Nu? Și de fiecare dată când vin aici, măcar că slujesc Domnului de mai mulți ani, de fiecare dată am emoții. Nu este ca la muncă, nu este ca în altă parte, este diferit. Și știți de ce? Pentru că este în prezența lui Dumnezeu. Și în prezența lui Dumnezeu nu ai cum să vii oricum. Nu? Oamenii i-au dat lui Dumnezeu tot felul de nume. Dar de multe ori spunem, Dumnezeu lucrează extraordinar. Nu este greșit. Dar cuvântul extraordinar nu prea este Biblie. Nu l-am găsit nicăieri în Biblie, cuvântul acesta. Dar nu este greșit să spunem extraordinar. Este ordinar și ceva extra în plus. Am găsit în cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu este minunat. Și pentru că este minunat, El lucrează minunat. Nu-i așa? Am să vă spun o istorioară din cartea judecătorilor să vedeți că este biblic, căci Dumnezeul nostru este minunat. Nu este oricum. Nu este oricum. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea judecătorilor în capitolul 13 că era o familie în Israel. Pe el îl chema Manoa. Pe soția lui n-am găsit aici numele exact cum îl chema. Spunea că n-aveau copii. N-aveau copii. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi, un om s-a prezentat la nevasta acestui om, al lui Manoa, și a spus, veți avea un copil. Nu o să mai fii starcă, vei rămâne însărcinată și veți avea un copil, tu și soțul tău. Și ea, bineînțeles, mă gândesc bucuroasă, i-a spus lui Manoa, auzi, mi s-a arătat un om cu o înfățișare ca de înger, înfricoșată, și mi-a spus că o să avem un copil. Mă gândesc bucuria omului acestuia. O să am și eu un băiat. Pentru că atunci, băieții, de ce spun aceasta? Aici nu suntem în India, să vorbim așa. Dar de ce spun așa? Pentru că băieții erau forță de muncă. Și era necesară forța de muncă. Tu nu trebuia să-l susții la școală până la 20-25 de ani și după aia el să intre pe făgașul lui. După 12-13 ani sau poate mai tânăr, trimiteai cu oile, cu caprele, cu ce aveai și după aia la câmp, la sapă și la alte lucruri. Și erau forțe de muncă. Și mă gândesc că Manoa a fost bucuros de vestea aceasta. Dar știți ce a făcut? El a crezut-o pe nevastă să o să aibă un copil. Dar el s-a rugat lui Dumnezeu și o zis, Doamne, fă să mai vin odată omul acela, să mai vedem odată. Probabil era și el curios, vreau să-l văd și eu. Pe omul acela care a dus vestea lui nevastă mea. Dar sunt și eu implicat la mijloc aici. Și foarte interesant că Dumnezeu îi ascultă rugăciunea, dar diferit de cum a crezut el. Nu? După mintea noastră și mintea unui bărbat, mă pun în poziția lui, mă, Dumnezeu i s-a arătat lui soția mea, Îngerul Domnului, dacă așa este. Și acum, pentru că m-a rugat, este rândul meu să mi se arate mie, nu? Parcă este și logic. Foarte interesant că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, dar în timp ce era soția lui într-un ogor, la câmp undeva, o venit Îngerul, același Înger, și s-a arătat soției lui.
Nu, nu. Și au zis, stai, stai, stai. Stai că mă duc să-i spun bărbatului meu să vină să stea de vorbă. S-o duc și eu spus lui Manoah, hai că, uite, iar a venit domnul acela. Cu vestea. Te-ai rugat și te-a ascultat. Și-a venit Manoah și-a vorbit cu îngerul. Și în discuțiile lor, Manoah a înțeles că este trimisul lui Dumnezeu. Deci nu este glumă, nu este o veste, nu este un om care trece pe strad cu cățelul de plimbare și zice ceva, bă, o să fie așa pe anul ce vine pe vremea asta. Sau nu știu când. Asta nu e așa. O înțeles că era Dumnezeu la mijloc implicat. Și îl întreabă Manoah pe omul acela, auzi, care ți este numele? Probabil Manoah ăsta vrea să-i aducă o jertfă, ceva, nu știu. Și i-a spus îngerul, pentru ce încerc numele? Numele meu este minunat. Știți? Când îngerul Domnului a venit și i-a spus, a anunțat venirea Domnului Iisus Hristos, știți că printre altele titlul care le purta acel copilaș. Știți cum se numea? Se numea Minunat, Sfetnic, Domn al Păcii. Dragii mei, deci am făcut această paranteză care este puțin diferită de textul nostru de astăzi. Este să ne aducem aminte că avem un Dumnezeu minunat. Avem un Dumnezeu minunat. Și nu numai că avem Dumnezeu minunat. Știți că Dumnezeul pe care îl avem noi, El se manifestă? Nu cu mult timp în urmă am văzut un reportaj undeva în Indonezia. Să vedeți ce Dumnezeu au alți oameni. Nici nu poți să te lauzi cu ei și dacă te forțezi. Și dacă te-ar bate cineva, n-ai putea să te lauzi cu ei. Era undeva acolo, în Indonezia, într-o insulă, undeva pe o insulă, avea un templu budist sau ceva de genul respectiv și erau moane aceia care slujau acolo la templu, ei îmbrăcați în roșu ăia. Și la un moment dat, când reporterul era pe acolo, pe străzi, aude o alarmă în tot orașul. Și toată lumea se pune pe fugă, în coci, ca într-un furnicar, dintr-o dată s-a declanșat ca o emoragie. Și ăsta a zis, bă, ce se întâmplă? De unde vine asta? Vine tsunami? Ce se întâmplă aici? Și a zis, nu. A zis, de la templu, de acolo, Moni a tras un semnal de alarmă, de acolo, că vine o nenorocire peste noi. Și avem un protocol de urmat ca să nu vină acea nenorocire peste noi. Și ăsta au zis, aș vrea să fiu și eu cu voi să văd care e protocolul să opriți nenorocirea. S-a dus cu ei. Erau niște buticuri așa ca de florării, cum avem la noi. Și erau deja pregătite acolo buchete așa de flori. Multe, mai mici, mai mari, mai scumpe, mai ieftine. Dar toate scumpe. Și trebuia să cumpere toți locuitorii de acolo, sau capii de familie, trebuiau să cumpere un buchet din acela de flori, care costa deja bani mulți, și pe el deasupra, între flori, trebuia să bage bani mulți. Între flori. Și toate aceste flori, ofranda aceasta, o ducea la templu acolo, și monii aceia care s-o ocupa de templu, luau toți banii dintre flori. Și deci pentru ei aceasta era o modalitate de a-și umplea cofrul de... Mă înțelegeți? Nenorocirea și dacă venea tsunami, nu oprea nimeni.
Ei nu au prea, doar ei erau primii care fugeau. Ei, vedeți, dragii mei, ai putea să te lauzi cu astfel de Dumnezei? Nicicum! Nicicum! Spune cărțile istoriei și am mai spus odată aici, acest Avram nu scrie Biblia, dar citiți și veți vedea la Biblioteca Națională a Quebecului, sunt acolo dovezi despre Avram, care spune că Terah, tatălui, care era făuritor de idoli. Ăsta făcea statuete. Așa cum a făcut Ieroboam. Știți ce a făcut Ieroboam? Când s-a despărțit împărăția Roboam de Ieroboam, știți ce a făcut Ieroboam? Ca să nu se mai întoarcă poporul înapoi la Ierusalim? A făcut doi viței de aur. Și i-a pus acolo pe munte și au zis Israele Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului. Erau două statuete. Ei, acest Avram, care era favoritor taică-său de idol, el vedea tot ce se petrecea, tot în relația lui cu aceste sculpturi ale lui. Acest Avram și l-a dorit pe Dumnezeu, de un Dumnezeu care se manifestă, un Dumnezeu care ascultă rugăciunea. Un Dumnezeu care își arată puterea și aceasta l-a determinat pe Avram să-L caute pe Dumnezeu. Doamne, eu nu vreau un Dumnezeu care El a fost făcut ieri. Cum să mă închin unei statuete care tatăl meu a făurit-o de două luni și nu a vândut-o pe piață? Cum să mă închin eu lor? Și Avram a căutat pe Dumnezeul adevărat. Și Dumnezeu s-a descoperit lui Avram. Glorificat să fie numele Domnului. Amin. Dragii mei, atuurile mari care le avem, Dumnezeul nostru este viu în vecii vecilor. Și Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a fost trimis aici jos pe pământ să pătimească pentru noi, să moară pentru noi, să ne ducă poverile noastre, să învieze pentru noi și s-a dus, cum s-a spus azi dimineață, s-a dus în cerul. Să ne pregătească un loc. El nu vrea să te lase nici pe dumneata și nici pe mine nu vrea să te lase aici. Vrea să te ducă cu El în împărăția lui Dumnezeu. Glorificat să fie numele Domnului. N-avem noi un Dumnezeu minunat? Dragii mei, la locul de muncă nu poți să te lauzi cu Dumnezeul ăsta? Nu poți să te lauzi? Tinerilor, credeți că nu puteți să vă lăudați cu Dumnezeu la școală? Atunci când vă hărțuiesc, poate și băieții și fetele, și trag încoace și încolo, hai cu noi, hai încoace, hai încolo, și tu ce îi spui? Nu, eu nu mă duc. Aș vrea să vă spun, lăudați-vă cu Dumnezeu. Și nu o să fiți dați de rușine niciodată. Niciodată. Și acum haideți să trecem la cuvântul care l-am citit în seara aceasta, dar vă pun o întrebare nu grea. Știți, acolo unde muncesc, la locul de muncă, face multe piese pentru avioane și pentru elicoptere în Franța. Și sunt așa de sensibile unele, de pur și simplu îmbătrânești lângă ele și îți face perial. Îți face perial. Pentru că după ce ai terminat-o și ai trimis-o la ei, după ce noi am verificat-o timp de două zile și am completat pagini și pagini despre ea, o trimite la ei și ei o mai verific odată. Nu scapă una neverificată. Și așa te obosește, și așa te obosește, de la un moment dat îți vine să zici, mă, le lasă-i și mă duc. Mă duc să nu le mai. Dragii mei, întrebarea care vreau să vă pun nu este grea, dar este delicat. Așa cum sunt unele piese la noi, nu-s grele, sunt delicate. Vă mai aduceți aminte ultima dată despre ce am vorbit? Este acum două săptămâni. Vă mai aduceți aminte? Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu de cel puțin 100 de ori? În Scriptură. În toată Biblia de cel puțin 100 de ori. Spune, aduți aminte și aduceți-vă aminte. Asta face să lucreze mintea. Să nu șomeze, să lucreze.
Vă aduceți aminte că am vorbit din cartea Faptele Apostolilor? Despre un om care Dumnezeu l-a vindecat prin Apostolul Pavel și prin Barnaba? Vă aduceți aminte că era acolo un om olog care nu umblase niciodată? Și când a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și a fost interesat de cuvântul lui Dumnezeu și a primit cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu și spune acolo cuvântul că Pavel când s-a uitat la el a văzut că are credință să fie vindecat. Păi, dragii mei, când ești bolnav, spuneam mai înainte aici, vai, cum e. Nu străbă nimic. Și ce străbă? Vindecare. Nimic, celelalte lucruri n-au nicio valoare. Și omul acesta, spuneam atunci și spune cuvântul lui Dumnezeu, a primit cuvântul lui Dumnezeu și a văzut că are credință și Pavel i-a zis, se ridică din picioare. Și s-a ridicat în picioare. Așa s-a potrivit că fratele Iosif tot mie mi-a dat să vorbesc despre minuni. Și în seara aceasta vorbim despre minuni. Pentru că Dumnezeu este minunat și Dumnezeu ne ascultă prin minuni. Și mă rog lui Dumnezeu ca în biserica din Montreal Dumnezeu să facă minuni. Și minunile astea, știți cum ar fi să fie minunile astea? Așa cum spuneam data trecută, ne limităm de multe ori la partea exterioară. Și zicem, Domnul m-a vindecat, slavă Domnului, dar știți care este cea mai mare minune? Vă duc aminte, pentru că Pavel Apostolul, vorbeam cu fratele Iosif vine seara, când mi-a spus, n-avem predicator pe duminică. Nu-ți face probleme, că dacă Pavel Apostolul și-o permis să spună, mie nu este greu să vă spun mereu, de două ori, mereu aceleași lucruri. S-o fi gândit că frații atunci, măi, Pavel ăsta nu mai are ce să ne zică și de-aia ne spune tot mereu. Dar nu de aceea. Știți de ce? Ce bine ar fi dacă am predicat numai o dată și am înțeles și am trăit tot ce am predicat. Că n-ar mai trebui să luăm lecția de la început, nu? Ce bine ar fi atunci când mergi la francizare, în prima zi toate cuvintele care le auzi în franceză să le înveți, să nu le mai auzi niciodată. Ce bine ar fi. Problema este că ți le repetă de 10 ori și tot le uiți. Ei, în seara aceasta, dragii mei, aș vrea să vorbim despre minuni. Dar despre altă minune, cum spuneam atunci, care mai mult atârnă de suflet, de partea spirituală, decât de partea asta materială. Pentru că noi, pe acestea care sunt materiale și ne doare, păstele le considerăm cele mai mari minuni. Nu? Un bolnav care este bolnav, un om care e necaz, un om care e la strâmtorare, un om care nu și-a luat examenele, un om și putem să continuăm lista. Aici, când Dumnezeu îl ajută, îl spune, măi, e minunea lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu m-a scos de acolo. Nu se poate, măi. Nu, numai mâna lui Dumnezeu. Dar spuneam atunci, știți care este cea mai mare minune? Știți care este? Atunci când un păcătos, se vorbea duminică seara aici, când acel fiu risipitor îi vine mintea la cap și spune, în casa tatălui meu câți argați nu trăiesc mai bine ca mine aici. Cum aș putea eu să stau? Îi vine mintea la cap și se ridică și pleacă la tatălui și își cere iertare și se recunoaște și tatăl îl iartă și îl primește. Cea mai mare minune este că Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos ne-a smuls din gheara morții, ne-a adus la viață și a făcut posibilă înfierea noastră prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și ne numim copii ai lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Lăudați să fie numele Domnului! Dar, în seara aceasta, dragii mei, aș vrea să vorbesc despre o minune, despre o lucrare veche. Asta nu este nou. Pentru că aș vrea să vă spun, necazul care îl ai, durerea care o am, suferința care o am, știți de unde vine asta? Știți că aceasta este consecința unei probleme sufletești? Știți că Domnul Iisus Hristos, într-o împrejurare, când a vindecat pe un om, știți ce i-a spus? Vă aduceți aminte? Du-te să nu mai păcătuiești, să nu-ți
se întâmple ceva mai rău. N-aș vrea să spun că toți cei care trec prin necazuri din cauza că au păcătuit, dar la origine natura noastră este păcătoasă și suferim în trup din cauza de cineva. Adamul acesta la început a păcătuit. Știți că pe Adam și pe Eva în grădina Edenului nu i-a durut niciodată capul? Știți că ei niciodată n-au suferit de stres? Știți că ei n-au fost niciodată la doctor, ei n-au avut nicio problemă, nici cea mai mică problemă. Știți treaba asta? Știți că puteau antilopele să se plimbe foarte bine în fața leilor și nu le făcea nimeni nimic? Știți până când? Până a intervenit o problemă a sufletului. Până a intervenit. Și în momentul când a fost dat afară din grădina Edenului, a intervenit toate problemele. Toate problemele, toate necazurile, toate nefastele au venit peste noi, peste oameni. Din cauză, care a fost originea lor? Partea sufletească. Partea sufletească. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră să rezolve această problemă. Problema păcatului, să o rezolve odată pentru totdeauna. S-a adus jertfe și nu s-a rezolvat problema păcatului. Dar a venit Domnul Iisus Hristos. A murit odată pentru totdeauna și spune că a intrat în Sfânta Sfintelor și spune în ceruri înaintea lui Dumnezeu, nu cu sânge de țap, ci a intrat cu însă sângele Lui. Și prin Domnul Iisus Hristos noi am primit viața veșnică. Lăudați să fie numele Domnului. Când Cuvântul lui Dumnezeu ne învață despre problema despre care în seara aceasta, în timpul care ne-au rămas mai vorbim, o să văd mai rapid, este o problemă a duhurilor, a lucrurilor care nu vedem, nu le vedem cu ochii. Vedem numai consecințele, dar ce se întâmplă la nivel spiritual, cu ochii fizici nu le vedem. Știți că Domnul Iisus Hristos, dacă citim în cartea prorocului Isaia, veți vedea ce spune, care este lucrarea Domnului Iisus Hristos. Spune aici, în capitolul 61, începând cu versetul 1, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. Domnul Iisus Hristos a fost uns de Dumnezeu să aducă vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vinde pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Domnul Iisus Hristos n-a venit ca să vestească celor care erau prinși de război în mod fizic, care erau duși în Siria sau în altă parte, să le spună, vin să vă eliberez de Siria, de asirieni. Nu! Domnul Iisus Hristos a venit să ne scoate de sub pedeapsa păcatului, ca să ne elibereze. Și în seara aceasta veți vedea că Domnul Iisus Hristos are putere și a avut putere și atunci să elibereze de aceste puteri ale întunerii. Și aș vrea să trecem la lecția din seara aceasta, la textul nostru, și spune Cuvântul lui Dumnezeu căci Domnul Iisus Hristos, în timp ce era cu ucenici, a venit o femeie cananeană. Asta nu era din neamul lui Israel. În două evanghelii vorbește despre această întâmplare, în Evanghelia după Matei și în Evanghelia după Marcu. Și în Evanghelia după Marcu spune că este era din cananeană, din origine sirio-grecoaică, ceva așa. Și femeia aceasta avea o problemă. Dar problema ei era de așa măsură în care nu-și permitea ca să plece acasă cu problema nerezolvată. Știți cum? Vorbeam într-o joi seara, dacă mi-aduc aminte și poate cei care m-au ascultat atunci, venim câteodată la adunare și venim înaintea lui Dumnezeu cu unele cauze care le socotim importante. Și ne atârnăm de Dumnezeu și spunem, Doamne, rezolvăm situația. Și astăzi, și mâine, și poimâine, și punem presiune pe Dumnezeu să ne asculte, pentru că trebuie să ne asculte. Și aducem unele cauze, care venim numai odată cu ele. Vi s-a întâmplat? Ai venit numai odată cu ele. Doamne, ascultă-mi cu tare cauză. După aia au trecut lucruri, vremuri,
ai planul A, planul B, dacă, nu, dacă Dumnezeu nu te-a ascultat, știi tu cum să-ți rezolvi că cunoști pe cineva care e plasat acolo și nici nu mai dai importanță cauzei care ți-ai dus. Dar femeia aceasta a venit cu o problemă la Domnul Iisus Hristos care nu-și permitea, care nu mai avea planul nici B, nici C și lista putem să o continuăm, nu mai avea niciun plan. Femeia aceasta a venit la Domnul Iisus Hristos și a strigat pe el și a zis, Doamne, ajută-mă! Fica mea este mucită, este posedată, este mucită de un drac. Dragii mei, problemele trupești, Dumnezeu a îngăduit medicinii și atunci și acum, până la un anumit nivel. Și până la un anumit nivel, oamenii pot să te ajute prin îngăduința lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vă spun ceva. Problemele de genul acesta, cu care a venit femeia aceasta înaintea Domnului Iisus Hristos, nici în vremea aceea medicina nu te ajuta și nici în vremurile noastre nu o să te ajute niciodată. Din contră, poate o să-ți dea un diagnostic pe termen medical, dubios, care nu-l înțelegi, dar o să mergi acasă cu problema până rezolvată. Și femeia aceasta a venit cu această cauză înaintea Domnului Iisus Hristos știind și pregătindu-se pentru ca Domnul Iisus Hristos să nu primească. Și am să vă spun de ce. Ea a venit la Domnul Iisus Hristos și spune aici cuvântul. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananită a venit a striga, să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Fica mea este muncită rău de un drac. Aici spune Domnul Iisus Hristos, el nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor, dă drumul că strigă după noi. Cum ar veni? Fă-i bine, ascultă-i rugăciunea să scăpăm de ea, că asta e după noi, asta nu se lasă. Degeaba o ignor, degeaba o sfidăm, că asta nu se lasă. Asta că după noi. Domnul Iisus Hristos spune, drept răspuns, el a zis, eu sunt trimis decât la oile pierdute, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute a casei lui Israel. Amin. Dragii mei, înțelegeți ce spune Domnul Iisus Hristos aici? Sigur înțelegeți? Înțelegem noi ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos? Oare Domnul Iisus Hristos o vine să-i mântuiască numai pe Israel? Credeți lucrul acesta? În Ioan 3:16 spune că așa de multă a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar vreau să vă spun un lucru. Domnul Iisus Hristos, toată propovăduirea lui în timp de 3 ani jumătate, n-a depășit limitele Israelului. A rămas acolo în Israel. El a adus Evanghelia și a vrut să-l împace pe Israel în primul și în primul și în primul rând să întoarcă Israelul spre Dumnezeu. În vremea Domnului Iisus Hristos, situația spirituală a lui Israel era catastrofică. Era într-o stare de plâns. Domnul Iisus Hristos a plâns pentru Israel și a plâns pentru Ierusalim. Și se amintea azi dimineață, spunea Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos n-a plâns când a fost bătut scuipat. N-a plâns când s-a smuls barba. N-a plâns când s-a pus cu luna pe spin. N-a plâns. Dar știți când a plâns? Când a văzut Ierusalimul și pe Israel, spune în altă parte, i s-a făcut milă de gloate. Pentru că i-a văzut cap în turmă, fără păstor. I-a văzut oarecum pierduți. Liderii lui Israel aveau alte preocupații decât sufletele oamenilor. Și într-o anumită situație, liderii lui Israel și-au spus, poporul ăsta este blestemat și nu știe nimic. Dar oare nu era slujba lor ca să-i învețe și să-i învețe legea? Era de ea, avea alte ocupații. Și era de plâns. Și Domnul Iisus Hristos a plâns pentru Israel. Și cum se spunea dimineața, a spus Domnul Iisus Hristos, de câte ori, Ierusalime, am vrut să te strâng, cum își strânge proșca pui, tu care omori pe proroci și pe cei trimiși la tine. Eu mor cu pietre, așa a făcut Israel. Și Domnul Iisus Hristos avea dreptate aici.
Avea dreptate când a spus, eu am venit numai pentru oile pierdute ale lui Israel. Eu am venit ca să-l fac de cunoscut lui Israel. Iar misiunea pentru neamuri, asta o va face ucenicii. Eu, slujba mea, am venit să-l fac de cunoscut. Domnul Iisus Hristos nu s-a dus să-l propovăduiască pe Dumnezeu sau jertfa lui sau moartea lui în Egipt, în Asiria sau în Grecia. N-a depășit, nu s-a dus acolo. A rămas în Israel. S-a limitat atât cât Tatăl i-a spus. Tu rămâi în Israel și îl faci de cunoscut numele meu în Israel. Iar slujba aceasta, să-l facă descunoscut, să aducă vestea bună a mântuirii neamurilor, aceasta Dumnezeu le-a dat un nou. Știți că le-a dat un nou? Și la un moment dat Domnul Iisus Hristos, după ce i-a spus, îi spune acestei femei și de-aia am spus mai înainte, femeia aceasta era pregătită oarecum să fie, știți? Era pregătită. Știți de ce? Pentru că avea răspuns la întrebările sau la, oarecum, la refuzul Domnului Iisus Hristos. Ea avea un răspuns. Și aici spune cuvântul lui Dumnezeu, dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi. Drept răspuns, El i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Cine este stăpânul, dragii mei? Cine este stăpânul în aceste cuvinte a Domnului Iisus Hristos? Sau tata casei cine este? Este Dumnezeu, nu? Dar copiii casei cine sunt? Vă las pe dumneavoastră. Care sunt copiii despre care vorbește Domnul Iisus Hristos? Nu cumva este Israel? Păi este Israel. Și Domnul Iisus Hristos, printre altele, vrea să-i spună aceste femei, nu este bine lucrările care trebuie să le fac poporului în Israel, minunile, vindecările, eliberările, nu este bine să le scot de la ei sau să-i privesc pe ei de ale și să vi le dau vouă neamurilor întâi. Nu este bine. Și femeia aceasta avea răspuns. Și-au spus, da, Doamne, cum ar veni? Așa este, drept este și recunosc. Recunosc că așa este. Sunt dintre neamuri și nu sunt dintre izraeliți. Dar și noi neamurile, și noi căței, și noi ne hrănim cu ceea ce cade de la masa copiilor sau a stăpânului. Domnul Iisus Hristos, văzându-i credința acestei femei, văzându-i determinarea acestei femei, știți ce spune? O femeie, mare este credința ta, facă-ți-se după cum voiești. Lăudat să fie numele Domnului. Dragii mei, mi-aș dori ca toate mamele din adunare să aibă această credință a acestei femei. Femeia aceasta s-a dus înaintea Domnului Iisus Hristos cu un scop și a spus așa, eu ca să nu mă întorc, am o fetiță care e demonizată, am o fetiță care are probleme, am o fetiță cu care am umblat peste tot și nimeni nu-i rezolvă problema. Dar l-am văzut pe acest Hristos. L-am văzut pe acest Hristos ca scos dragi din oameni. L-am văzut pe acest Iisus ca vindecat oameni. L-am văzut și am auzit despre El ca înviat oameni. Și dacă pe ei i-a ajutat, n-am să mă las până nu mă ajută și pe mine. Dragii mei, ceea ce vreau ca să subliniez în această seară, la această femeie, în primul rând credința ei, au fost oameni care au venit cu aceeași situație la Domnul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte? A venit un om la Domnul Iisus Hristos și a spus, ucenicii tăi n-au putut să facă nimic copilului meu. Este un drac care îl mucea și îl aruncă cât în apă, cât în foc și vrea să-l omoare. Și ucenicii tăi n-au putut să facă nimic. Și știți ce spune omul acesta Domnul Iisus Hristos? Ceva care oarecum l-a răspălit pe Domnul Iisus. Și ce-a spus? Doamne, dacă poți, fă ceva pentru fiul meu. Și Domnul Iisus Hristos oarecum s-a revoltat, s-a supărat și a spus, zici dacă pot? Totul este cu putință la cel care crede. Alt om, uitați-vă la diferența de credință. Omul acesta care avea aceeași problemă, o dacă poți. Dacă ai putere și pentru copilul meu, fă ceva. Nu era el așa determinat. Dar știți ce, cum era determinat altul? Un sutaș și-a venit și a spus, Doamne, robul meu este bolnav. Are probleme, este bolnav, n-am ce să mă fac cu el.
Și Domnul Iisus, îi spune Domnul Iisus Hristos, auzi, eu nu sunt vrednic ca să intri sub acoperământul meu, sunt prea păcătos, dar spune un cuvânt și robul meu se va vindeca. Iată privind, ăsta crede că numai un cuvânt, fără să-i vadă robul, îi spune un cuvânt și robul lui se vindecă. Dragii mei, când vii înaintea lui Dumnezeu, dragile mele, surori, veniți cu credință. Femeia aceasta a venit cu o problemă, dar a avut credință. Și-a mai avut ceva. Și ce-a mai avut? Determinare. Poți să ai credință și poți să spui, putea să spună Domnul Iisus Hristos, Doamne, Tu poți. Vindecă-mi fetița, eliberează-mi. Eliberează-mi fetița. Și Domnul Iisus Hristos, la răspunsul care i-a dat, eu am venit numai pentru mine credutele lui Israel, tu nu faci parte din ceata lui Israel, nu-ți fac bine. Și femeia asta putea să plece capul jos să zică, mă, asta mi soară. Nu. Deci credința ar fi avut, dar femeia se mai avea cu ceva. Femeia aceasta avea o determinare care l-a mișcat pe Domnul Iisus Hristos. Când i-a răspuns, da, Doamne, așa este. Dar și că ție, eu care sunt dintre neamuri și ei se satură cu cei care de la masa stăpânului. Și vreau, neapărat vreau, ca fetița mea, eu nu mă duc acasă dacă nu mi-o eliberez. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, o femeie mare este credința ta, facă-se după cum voiești. Lăudat să fie numele Domnului. Dragii mei, vă aduc aminte, pentru că mă apropii de încheiere, am niște anunțuri care trebuie să le fac, care sunt puțin mai ample. Vă aduc aminte că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu minunat. Este un Dumnezeu minunat și El lucrează prin minuni. Lucrează prin minuni. Spune cuvântul lui Dumnezeu, cheamă-mă în ziua necazului, proaspăt dumneavoastră să continuați. Într-un sal. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi. Și mai este o parte care trebuie să o facem noi după aia. Iar tu mă vei prostăvi. Să nu uităm. Dumnezeu, când îl chem în ziua necazului, te izbăvește și mă izbăvește. Dar să nu fim dintre aceia ca și copiii când e... Acum, când eram în România și venea de Crăciun și primeam o portocală, pentru că atunci se mâncau portocale, nu? Odată, cred că de Crăciun atunci. Păi mă tot uitam la ea, tot pe toate părțile, oare cum, dar cu pișca aici, cum e roase, dar dincolo tot așa ce e roase. Așa era acolo. E acum copiii nu Să nu avem astfel de atitudini față de Dumnezeu. Doamne, așa ne-am obișnuit cu binecuvântările tale, așa ne-am obișnuit cu minunile tale, încât nu ne schimbă deloc. Încă nu mai simțim nimic. Că este normal. Este normal. Imaginez femeia aceasta când s-a dus acasă și a văzut-o pe fetița ei vindecată, a văzut-o pe fetița ei liniștită, a văzut-o pe fetița ei eliberată. Pentru că așa spune capitolul 61 din cartea prorocului Isaia, că el a venit să libereze păprinșii de război. Știți că oamenii este un lucru ca să păcătuiești cei care trăiesc în păcat. Este un lucru, sunt ai diavolului, trăiesc în păcat. Dar știți că sunt oameni despre care vorbește Scriptura și fetița aceasta era o locuință a celui rău. Cel puțin un duh rău, un demon și-a găsit din trupul ei și-a făcut locuința lui și locuia în ea. Este cu totul diferit. Și Domnul Iisus Hristos și găsim pe paginile Sfintelor Scripturi, când Domnul Iisus Hristos pe foarte mulți îndrăciți îi liberează. Pentru că este un lucru să înfăptuiești răul care ești împins de diavolul să-l înfăptuiești, dar ești conștient ce faci și poți să-ți revii și este cu totul altceva când cel rău, o legiune de diavoli și-o găsi locuința în trupul tău. Este mâna lui Dumnezeu care trebuie să-și o întindă să te scapă de acolo. Să te scapă. Mă rog lui Dumnezeu să ne păzească biserica de toate aceste lucruri ale răutății. Mă rog lui Dumnezeu, așa cum s-a spus azi dimineață, fața Lui să lumineze peste noi în fiecare zi. La binecuvântare am adus copilașii noștri pe braț și i-am predat mâna lui Dumnezeu.
și a spus, Doamne, luminează-ți fața pustiei, fața ta pururea să fie asupra lor. Și mă crede și mă rog în seara aceasta, ca această rugăciune să rămână și astăzi peste ei, măcar că au crescut mai mari, să rămână peste ei și peste noi pentru totdeauna. Amin? Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare și aș vrea printr-o rugăciune prin fratele Pavel Ardelean să mulțumim în seara aceasta pentru toate binecuvântările Domnului.